Bună, prieteni! 27 mai 2024, vă foarte salut! 59.57 s-ar vrea fi cota pentru azi. Experiment din nou, ne mutăm pe experimente a nu știu câta oară. Se sfârșește această lună mai în care așteptam o nouă venire a mormanului. Nu a venit, dar poate vine. Poți să știi? Nu poți să știi. 7 evenimente sunt pe biletul de azi. Primul începe la 16 și vedem cum ne petrecem cu această listuță micuțucă. Începe la 4 fix după amiaza asta. Pe ziua de ieri, nu știu, 7 verzi cât au fost. Am încercat o venire a mormanului cu niște multe meciuri. Nu, stați, ieri m-am zăpăcit complet. Ieri v-am dat, cred că, triumf. Și din triumf s-au înverzit doar 7 și restul roșii. Am senzația. N-am mai verificat foarte exact până la capăt. Cert e că nu a fost o zi bună pentru biletul triumf. Să vedeți zilele alea când ne apropiem la un gol și înjurăm de ne doare capul. Vă aștept în continuare pe grupul meu privat de WhatsApp, căci ne întâmplăm acolo în fiecare zi să jucăm măcar cu 2 lei obligatoriu 6 bilete grele demente. Dați-mi de veste la 0745 7080 08 dacă vă pasionează cumva să riscăm împreună pe asemenea variante absolut complicate. Hai să ne băgăm în listuța asta pentru astăzi, într-o zi de luni, 27 mai 2024. Avem așa, Egipt Premier League în deschidere, Pyramids, piramidele lui Căcat, se vor duela cu Elguna, mergem pe ambele echipe, marchează, punem pe bilet GG. Avem de mers după treaba asta în Finlanda, Veikkaus Liga, nu mai joacă nimeni, dar joacă scandinavii, dă să cacă pe ei și pe noi, sper să nu. Lahti, luăm două meciuri din Finlanda, Veikkaus Liga. Lahti au luptă cu SJK, Seinäjoen JK. Nu mai stăm să desfacem toate inițialele pentru că nu ne ajută la absolut nimic. GG, ambele echipe marchează și în meciul ăsta. Vasan Paloseura sau VPS, VPS, VPC, VPS se vor duela cu Inter Turku. Punem pe bilet o victorie de gazdă în cazul acestui duel. Unul solist câștigă, Vasan Paloseura, VPS, VPS, cum vreți voi să-i numiți. Mai stăm în Scandinavia și ne mutăm pe Suedia. Suedia Allsvenskan. Ne propun și ăștia două meciuri pentru biletul de azi. IFK Norrköping, Norrköping cu doi de R și cu K în mijlocul cuvințelului, așa cum se scrie pe suedeză. Norrköping se vor tăvăli cu IFK Värnamo. Värnamo e un meci unde punem GG. Ambele echipe marchează, asta ne cam rugăm. Și mai luăm un eveniment de aici din Suedia, Allsvenskan. AIK, AIK se vor tăvăli cu IFK Göteborg. Göteborg, da? GG, ambele echipe marchează chiar și în acest ultim duel scandinav din Suedia, pentru că mai avem și din Norvegia, firea mai dracu. Norvegia One Dot Division, prima lor divizie. Mamă, am crezut că am terminat, dar n-am terminat. Scuzați-mă pe mine, cum zicea una la call center, la un fost loc de muncă. O vedeam din departamentul vecin și o tot auzeam pe fundal. Scuzați-mă pe mine, nu v-a sosit comanda, scuzați-mă pe mine. Să-mi bag pula. Pe call center nu mă mai băgasem. Bine că n-am avut experiențe de genul ăsta în viața mea. Norvegia One Dot Division, mai departe în bilețel. Brin se vor tăvăli cu Ranheim și mai selectăm pe bilețel o victorie de gazde. Unul solist, ne bazăm toți banii pe Brin în Norvegia One Dot Division. 1 punct division, divizia lor întâi probabil. Cam așa se închide explorarea și excursionarea în Scandinavia. Biletul se închide totuși în altă parte, direct în Germania, Bundesliga, aia, marea. Baraj sau ceva între Fortuna Düsseldorf și Bochum. Punem pe bilețelul un 3 plus peste 2,5 în acest ultim eveniment din biletul nostru, din schema noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru toată atenția, faptul că sunteți încă cumva, nu știu cum dracu, fideli. Dați-mi și mie un like dacă vă place acest canal.
luați linkul de YouTube, distribuiți-l prietenilor pe WhatsApp, pe Facebook, pe Telegram, pe unde vă dați voi. Poate cineva vine alături de mine, alături de noi aici, să fim împreună pentru România. Vă urez o săptămână deosebită și ne vedem cu bine și în episoade următoare. Să vedem ce mai preparăm. M-am tot strofocat să colorez ultimele 10 surse rămase în tabel nehașurate, neverificate, ca să pot genera variante noi de joc. Din 21 mai până azi, n-am făcut-o. Nu, vă mint îngrozitor, nu 21 mai, 21 aprilie. Da, 21 aprilie, scuzați-mă pe mine. Nu 21 mai, că era bine, na. 21 aprilie, de atunci nu l-am mai colorat și mai am vreo 10 de verificat, mă ia cu durerea de cap. Dar va trebui să fac treaba asta obligatoriu, că se termină luna mai, nu știu, pe seară, diseară, în următoarele 2-3 zile trebuie să finalizez finalizarea. Și după treaba asta, evident, voi încerca să generez noi variante de joc acolo, pentru grupul meu privat de WhatsApp. Poate este ceva la iveală mai prolific decât prolificul. Vă aștept pe grup 0745 70 80 08. E un loc bun să ne vedem. Ce să mai zicem? Mai zicem de pagina de Facebook Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, unde voi pune și astăzi o nouă cotă bacșiș. Sănătate și virtute și să avem în mod deosebit ce fute. Pa, pa!